Salutare, dragii mei, care ați ales cufărul numărul 3 și anume acesta cu cele două vrăbiuțe, rândunele, ce sunt ele acolo, nu contează, și care au și o inimioară, oh, cât de frumos acum văd, și care sună așa. Haideți să vedem, în primul rând, care sunt mesajele care vor să vină prin intermediul acestui cufăr pentru luna iunie. După care, bineînțeles, vom deschide cufărul și vom vedea ce este înăuntru. Habar n-am, nici eu nu știu și sunt tare, tare curioasă. Și o să începem cu mesajele din partea lunii. Ia să vedem ce mesaje vă aduce spiritul cufărului. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ok, și începem așa, luna plină în taur și îți spune în felul următor. Your dreams need a practical plan. Dorințele tale, visurile tale, aspirațiile tale, sau cum Dumnezeu să mai numesc ele, au nevoie de un plan practic, au nevoie de ceva concret, au nevoie să cobori tu din corcoduș, să cobori din starea de visare și să te apuci de treabă, să aplici pentru acel job, să dai acel telefon, să, nu știu, faci ceva, să faci primul pas, să-ți spune clar, este nevoie de chestii practice. Și de ce? Și să nu-ți fie frică. Și de ce să nu-ți fie frică? Pentru că următoarea carte cu luna nouă în săgetător, noi acum suntem în lună plină și eclipsă, că de aia o să vedeți că respiră așa mai interesant, îți spune luck is on your side, norocul este de partea ta, nu-ți fie teamă să începi, nu-ți fie teamă să faci primul pas, nu-ți fie teamă că nu ești suficient de bun, nu-ți fie teamă că nu o să meargă, norocul este de partea ta. Haideți să mergem mai departe și să mai vedem ce mesaje vor să mai vină către voi, așa că era vorba aia, curaj găină, că mâine te tai, dar nu te tai, nu te tai, nu te tai. Dragii mei, ia uite, încă o lună nouă și este luna nouă în balanță și îți spune a new romantic cycle begins, o nouă iubire apare în viața ta. Sau... acum îmi spune felul următor că pentru unii dintre voi s-ar putea ca relația în care sunteți să urce încă o treaptă, să meargă la un nivel superior. Poate fi și o reaprindere a flăcăricii dintre voi în unele cazuri, nu neapărat, nu neapărat o iubire nouă, asta mi se mă roagă, da, să menționez și am menționat. Ia să mergem noi și mai departe și suntem tot pe săgetător, adică fix în momentul de lună plină, așa cum este acum, când fac citirea, este luna plină în săgetător și spune look at the bigger picture, uită-te la imaginea de ansamblu. Uită-te la imaginea de ansamblu într-o situație sau uită-te la imaginea de ansamblu când vine vorba despre relațiile tale. Vezi dacă există un pattern acolo, un model care se tot repetă și dacă l-ai identificat și nu-ți place, bineînțeles, fă ceva în privința asta, lucrează cu el. Dacă e ceva ce-ți place, lasă-l acolo că este de bine. Dar pentru că ne-a zis că ai nevoie de a face chestii practice și să nu-ți fie teamă că norocul e de partea ta, eu îți mai spun o dată, crede în tine și mai avem și încă o lună nouă în pești. Și este meditate and contemplate, meditează și contemplează, uită-te, așa cum îți spune luna în săgetător, la imaginea de ansamblu, du-te acolo sus, 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 în timpul meditației, de ce nu, și vezi cum se văd lucrurile de acolo, că de obicei, când suntem prinși în anumite situații și suntem prinși în acea vâltoare și în acea nu ne mai dăm seama, avem impresia că este situația cât casa poporului, când ea de fapt este o colibă pe cine știe unde, nu contează unde, de asta spune... oprește-te, respiră adâncă și mie îmi vine să fac același lucru, dar trebuie să și mai și vorbesc. Așa că dacă vă mai scoate sunete de genul ăsta, nu vă speriați, nu se întâmplă nimic, doar, mă rog, se schimbă, se aliniază, se niște energii pe aici, pe acolo. În fine, spuneam în felul următor, da, du-te și uită-te la imaginea de ansamblu, că noi ne pierdem în detalii și avem tendința de a face dinți în țara armăsar sau să nu vedem clar ce se întâmplă în jurul nostru. Ia-ți un moment de tine cu tine și ai să vezi lucrurile altfel, ți se spune. Mergem mai departe, hai să vedem ce alte mesaje vor să vină pentru voi, dragii mei, care ați ales cufărul numărul 3. Ce avem? Ce avem? Self-love, iubirea de sine. Dați-i cu iubirea de sine și categoric vă va duce la soare, vă va duce la schimbare. Este nevoie, pentru că vedem, da, o nouă iubire pentru unii dintre voi apare sau în celelalte cazuri relația merge la un alt nivel, dar este nevoie de iubire de sine.
Este nevoie să te uiți tu la tine dintr-un alt punct, este nevoie să te vezi altfel și cum altfel, să te vezi prin ochii iubirii, să înveți din nou să te iubești pe tine. De ce din nou spun lucrul acesta? Pentru că noi ne-am născut iubindu-ne pe noi. După care au intervenit cei din jurul nostru, fără să vrea, în unele cazuri și ne-au schimbat acest lucru. Dacă simțiți nevoia să bociți, bociți și eliberați-vă. Ce mai avem aici? Past, present and future, trecut, prezent și viitor. Dragii mei, acum vine mesajul că unii dintre voi s-ar putea să aveți niște traume și din viețile anterioare care au afectat iubirea de sine, au afectat acea imagine de sine. Conectați-vă cu your ancestors, cu strămoșii, străbunii voștri sau cum se zice. Conectați-vă și vedeți unde este problema, cereți ajutor, da, cereți ajutor dacă aveți ocazia să faceți regresii și să mergeți în cea mai nu găsesc cuvântul în limba română. Cea mai importantă, să zic, viața anterioară, acolo unde s-a produs acea traumă care v-a dus la lipsa de iubire de sine, mergeți, faceți lucrul acesta, dar așa cum, dacă nu mă știam spus și la numărul 2, căutați o persoană professional care știe ce face, că nu te joci cu regresiile. Bun, struggle, iată-te struggle-ul, iată-te povara pe care, chinul acela, da, de a ajunge voi la steaua voastră. Și mergeți așa în amonte, vă duceți și vă chinuiți și vă chinuiți și vă chinuiți. Vă chinuiți de ce? Pentru că este ceva și mi se spune este ceva din viețile anterioare, poate să fie din viețile voastre anterioare, poate să fie pe linia părinților, este ceva ce a venit momentul să respir. Ce ați moștenit într-un fel sau altul sau ați adus cu voi și vă îngreunează cumva de a ajunge aici, de a ajunge la această stea. Nu este bai, v-a spus, norocul este de partea voastră, este ceva ce ar fi bine să curățați, mi se spune. Și acum vreau musai și neapărat să merg, să merg, să merg, unde să merg? La simbolul mă duce. Oh, Doamne, la simbolul mă duce și haideți să vedem de ce, pentru că am și o stare foarte interesantă, este o agitație. Este o agitație pe care o simt în momentul de față, o stare de agitație destul de profundă care îmi dă și o stare de greață cumva. Nu știu, voi greață de situația în care sunteți, e o chestie de genul ăsta sau ceva, un aspect din voi vă dă această senzație, nu știu, dar simt foarte puternic lucrul acesta. Bun, haideți să vedem ce vrea să vă spună simbolon. Ce vă împiedică pe voi? Ce se întâmplă acolo? Ia să vedem cu ce mesaje vine simbolon. Ok, da, clar, avem, începem cu această carte și ne zice clar că există două părți din voi care sunt în conflict. Și este nevoie, da, pot fi moștenite, o parte din ea, una din cele două părți poate fi moștenită și intră în conflict cu ceea ce sunteți voi, cu ceea ce vă doriți voi cu adevărat. Există această traumă, această parte traumatizată care se opune cumva drumului vostru până la capăt când vine vorba de dorințele voastre. Este ceva de eliminat și toți suntem în moment de lună plină și cu fenomen de eclipsă foarte puternic, foarte puternic și foarte bun, potrivit pentru a rezolva situații karmice, pentru a scoate aceste, cu ghilimele de rigoare, gunoaie. Da, și am senzația pe picior, îmi confirmă că am trebuie să continui, am dreptate în ceea ce se transmite aici. Nu că ar veni de la mine informațiile, Doamne ferește. Niște chestii karmice, niște legături karmice ale voastre și moștenite care pot fi curățate în aceste zile, în această perioadă foarte importantă. Următoarea carte este în felul următor, este aia cu gâsca Nils Holgersson sau nu mai știu cum se numea, dar vorbește despre teama de a-ți lua zborul, este energia nebunului, teama de a-ți lua zborul, dar este teama de a lăsa ceva în urmă, este teama de a te detașa de ceva, de a spune bye bye, la revedere, de ce? Pentru că aia, acel ceva, reprezintă zona aia ta de confort, aia care te ucide încet, dar sigur, aia care nu te lasă să trăiești, nu te lasă să mergi mai departe, poate unii dintre voi chiar asta trebuie să faceți cu planul practic de care vorbește luna plină în Taur, să lăsați acea situație în spate și să vă luați zborul, să aveți curajul de a merge mai departe, dar
Vă cred că nu este ușor și simt că vă ia de la stomac când e vorba de o schimbare majoră în viața voastră. De ce? Pentru că este o parte din voi care încearcă să vă apere. Și vă de la temelie. Și mai avem și această carte a Graalului, se numește și vorbește despre întrebările pe care le puneți voi în anumite situații. Și nu se pune întrebarea de ce eu, Doamne, nu se pune întrebarea ce am avut de învățat de acolo sau ce vrea să mă învețe situația actuală. Mare atenție la cum puneți întrebările. Bun. Mergem și mai departe. Doamne, cât de... Wow. Ok, am să o reglez eu după. Bun, hai să mergem și mai departe și să vedem și de aici ce mesaje vor să vină pentru voi, dragii mei. Ia să vedem ce avem noi aici. Foarte frumoase mesaje și vă zice în felul următor, wisdom, înțelepciunea și vedem acea sirenă care se scufundă, de fapt, un spirit al sirenei care se scufundă în adâncul oceanului. Acolo veți găsi înțelepciunea voastră, acolo veți găsi înțelepciunea de cum să vă vindecați și ce anume aveți de scos la suprafață. Dive deep, coboară adânc, adânc, chiar dacă este întuneric, chiar dacă ți este teamă, chiar dacă ți este tăiat de la stomac, da? Și toate lucrurile astea nu înceta, du-te acolo pentru că vei găsi înțelepciunea de care ai nevoie și înțelepciunea pe care o vei găsi printre alte răspunsuri este power, este puterea, vei înțelege că toată puterea este în tine și că totdeauna această putere a fost acolo. Pentru asta ți-am spus, trebuie să te duci adânc, adânc și să stai de vorbă, să stai față în față cu tot ce iese la suprafață din această viață, din alte vieți sau chestii moștenite. Hop și așa, hop și așa. Bun. Cred că n-am mai vorbit atât de rar într-un video de nici nu mai știu de când. Bun. Haideți să mergem mai departe și să vedem și de aici ce mesaje vor să vină pentru voi, dragii mei, cu numărul 3. Self-sabotaj. Autosabotarea se numește și am înțeles de ce, pentru că sunt două părți, cel puțin două părți care sunt în conflict. Și spune, when you learn to get out of your own way, there will be no stopping you. În momentul în care vei învăța să te dai deoparte din calea ta, nimic nu te va mai putea opri. Most of the time, it's not others who prevent you from achieving your true goals. Și trebuie să ridic neapărat cartea asta. De multe ori nu sunt cei din jurul tău care te împiedică să ajungi la steaua ta, struggle, chinul de a ajunge acolo, ci ești doar tu. It's that inner voice that drills those carefully woven plans. Este acea voce interioară, este acea parte din tine cu care ești în conflict, sau mă rog, care este în conflict cu tine, care te trage înapoi în locul în care ești, te trage înapoi în acel loc de confort, în acea zonă de confort. Și mă roagă să mai cer un mesaj de aici și să vedem de ce. Wow. Haideți să vedem de ce se întâmplă și avem let go, renunțarea. Dă-i drumul, renunță. Renunță. Once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. În momentul în care reușești să renunți la așteptări, da, la ce dorești tu să se întâmple ca și rezultat al unei acțiuni, în momentul ăla vei elibera toate acele lanțuri emoționale care te țin legat de trecut. Trust in the higher good and guidance of spirit as we have only your best intentions at heart and we'll do everything in our power to protect you. Ai încredere în această forță supremă, în ghizii tăi spirituali, în îngerii tăi păzitori sau cum vrei să-i numești, în lumea spiritului, pentru că ei au cele mai bune intenții pentru tine și vor face tot ce le stă în putință să te ajute. Wow, frumos! Bun, haideți să mergem și mai departe și haideți să vedem și de aici ce mesaje vor să vină pentru voi. The flagging. Of, Doamne, terminați-o cu autoflagelarea, lăsați emoțiile la care vă ard pur și simplu pieptul, așa cum simt și eu în momentul de față, că de-aia s-a bețită și vorbesc așa cum vorbesc, dar n-are nicio legătură, Doamne ferește, că am avut eu niște chestii de genul ăsta și cineva în comentarii că ne pare rău, că mi pare rău, că ce, Doamne, nu, nu, să nu e nimeni vinovat de absolut nimic, sunt foarte sensibilă la energii și le simt din plin și e foarte ok, eu mă reglez singură imediat.
Bun, nu mai da cu biciul în tine, acceptă lucrurile așa cum sunt, lasă să iasă la suprafață focul ăla care arde în tine, lasă-l să te mistuie, pentru că doar așa vei ieși și vei renaște precum pasărea Phoenix. Pentru, și te va ajuta, da, pentru noi începuturi. Haide să vedem. Haide să vedem mai departe. Ok. Okidoki și ok. Unii dintre voi, dragii mei, vă simțiți trapped, așa se numește și această carte, vă simțiți prinși în anumite situații, în anumite relații și așa mai departe, vă simțiți prinși. De ce? Pentru că este trecutul care, mă rog, acele atașamente de trecut și acele răni despre care am vorbit mai devreme, care vă dau impresia că nu puteți ieși din această colivie. Îți spune nu, vei putea ieși și vedem acolo, luck is on your side, vă aduc aminte, da? Cum a început citirea, norocul este de partea ta. Look at the bigger picture. Ia uite-te, nu te mai uita tu dinăuntru coliviei și vezi numai barele alea și spui, oh my God, oh my God. Ia uite-te tu de deasupra și ai să vezi că este cheia acolo în col și ai să vezi că poți ieși de acolo oricând. Ai nevoie, da, să înțelegi lucrul acesta, ai nevoie să te conectezi la intuiția ta. Iată-te și Cartea Lunii care vorbește despre intuiție și vedem aici pe fruntea acestei doamne, sper că se vede până la voi, este o semilună. Lasă-te condus în această lună de intuiție, du-te acolo adânc în emoțiile tale, că luna vorbește de subconștient și despre emoții, dar ascultă-ți intuiția că te va învăța cum să ieși de acolo și să nu mai ai senzația că ești prins. Fulfillment. Dragii mei, vine împlinirea pentru voi, abundența, pasiunea, culoarea asta mie îmi vorbește despre pasiune fără doar și poate, iar această nouă iubire sau, mă rog, următorul stadiu al iubirii voastre vă va duce la împlinire, dacă vă dați voie, dacă înțelegeți și lăsați să iasă la suprafață tot ce este de lăsat să iasă la suprafață. Hai să vedem și de aici ce mesaje vor să vină pentru voi. Da. The Six of Roses, șasele de roze, este the War of the Roses, este războiul rozelor și sunt ei doi, i-ați văzut mai devreme că se îmbăteau pe acolo. Este războiul între două părți din tine și este războiul între ceea ce își dorește sufletul tău cu adevărat și ceea ce zice că vrea cutia cu maimuțe și anume fricile tale. Și spune, conștientizează acest război și pleacă de pe câmpul de luptă. Fă acolo un armistițiu. Și ce mai avem aici este The Divine Physician, este acest medic divin. Vi se oferă șansa acestei vindecări în această lună. Ce mai vedem este că unii dintre voi veți întâlni o nouă iubire, o nouă persoană care va reprezenta acest healer, va reprezenta acest vindecător al sufletului vostru, va veni cu, să zicem, misiunea de a intra în viața voastră tocmai pentru a vă ajuta să scoateți astea la suprafață și să le mai și vindecați. Wow, cât de frumos! Este o persoană deosebită cu care sunteți sau pe care urmează să o întâlniți unii dintre voi, că vorbim de o iubire nouă. Și din nou, wishes fulfilled, da, îndeplinirea dorințelor și am văzut fulfillment, împlinirea acolo. Aveți șansa de a vă îndeplini toate dorințele. Aveți șansa de a trăi o poveste de dragoste superbă, plină de împlinire sufletească și plină de pasiune, dar aveți ceva de făcut. Da? Lăsați lucrurile, vi se dă șansa să le vedeți, vi se dă șansa să le trăiți, nu este confortabil. A început să treacă, pot să respir acum. Nu este confortabil, dar este absolut necesar pentru vindecarea voastră și veți ajunge pe partea cealaltă la această energie de dorințe împlinite. Bun. Haideți să mergem și mai departe. De unde ne-am jucat, de unde nu ne-am jucat, ia să vedem. Așa, haide cu Amorul Ghebos. Haideți să vedem și Amorul Ghebos cu ce mesaje. Oh. Keep an open mind, rămâi cu mintea deschisă și cu gânduri pozitive, aș spune eu, pentru că persoana potrivită pentru tine, sufletul tău pereche, twin flame, cum vrei tu să-l numești, s-ar putea să difere de ceea ce tu te-ai așteptat. Și iar ajungem la așteptări. Este ceva, da? Iată cum îngerul ăsta vine și îi unește cumva, îi ghidează pe cei doi să fie unul lângă celălalt.
Cât de frumos și spune, da, rămâi cu mintea deschisă, ascultă șoapta divinității, ia că îngerul ăsta care este la urechea ei acolo, ascultă ce îți transmite divinitatea și anume ascultă intuiția ta, asta vreau să spun, pentru că vei înțelege care este persoana potrivită pentru tine. Hai să vedem. Ha. Acum mi atrage atenția și nu mă lasă să merg mai departe la postura, limbajul corpului acestui domn care are o poziție închisă, este de asta de defensivă și doamna care este foarte deschisă și surâzătoare. Și s-ar putea unii dintre voi să întâlniți pe cineva care, și vedem aici o fetiță mai tânără, sau veți întâlni pe cineva care fie are un copil, asta a fost primul mesaj care a venit, fie veți întâlni pe cineva prin intermediul prietenilor voștri, da? Și vă spune, rămâneți mintea deschisă, nu intrați în această poziție de defensivă. Ok. Hai să vedem ce mesaje vor să mai vină din partea amorului Gheboz și ce avem noi aici, trust. Încrederea, nu aveți încredere în voi, nu aveți încredere în iubire, nu mai aveți încredere în nimeni și nimic. Unii dintre voi pentru că ați fost răniți în trecut, vă feriți de iubire, chiar dacă la nivel rațional spuneți îmi doresc o relație, îmi doresc iubire. Părțile din voi și subconștientul nu sunt de acord cu chestia asta. De ce? Pentru că vor să vă mențină pe linia de plutire, vor să nu mai fiți răniți, tocmai de-aia trebuie făcută acea lucrare acolo. Mergem și mai departe să vedem dacă mai este vreun mesaj din partea amorului Ghevos. Dacă nu, vom trece la... Vom trece, dar nu vom trece pentru că mai este un mesaj și exact cum ne-a spus luna nouă în balanță, New Love, o nouă iubire apare în viața voastră pentru unii dintre voi, dragii mei, și se pare că este o iubire cu o persoană specială, deosebită, care vine să vă ajute să vă vindecați sufletul și după această vindecare vă duce la fulfillment, la împlinire. Cât de frumos! Ia să vedem dacă mai am de făcut ceva normal, că mai am de făcut ceva. Haideți să vedem și de aici ce mesaje vor să vină. Ia să vedem despre ce este Six of Arrows Transition. Da, este șasele de săbii, este cartea tranziției. Și ne arată foarte clar că în această lună veți face această tranziție din acea parte întunecată a vieții voastre către soare. Veți merge către ceva mult mai frumos. Este, poate fi vorba și despre o călătorie, poate unii dintre voi veți primi. Veți primi această nouă iubire la un drum. Și ce mai avem aici? Ecstasy se numește această carte, dar este cinciul de cupe din tarotul clasic. Și o spun în felul următor, chiar dacă ai avut niște experiențe așa cum ai avut, da, conform energiei cinciului de cupe și ai rămas cu niște regrete și ai rămas cu niște sentimente deranjante când vine vorba de trecut, Doamne, vreau să vă fac o asociere, dar nu e bine să o fac pe aia. Folosește-te, da, de alea 5 cupe pentru a clădi ceva nou. Da? Chiar dacă plouă afară, nu știu, dansează în ploaie, găsește partea aia bună, pentru că o vedem clar cum dansează într-un dans, într-un extatic, să spunem, această domnișoară, chiar dacă are cele 5 cupe în jurul ei. Vorbim de alchimizarea acelor energii, alchimizarea acelor emoții, transformarea lor, că despre asta este vorba. And the Knight of Arrows este cavalerul de săbii care vorbește despre comunicare, care vorbește despre dialog și despre vești. Dar acum mi-atrage atenția acest hawk, da? Acest vultur și mă duce cu gândul la look at the bigger picture, uită-te la imaginea de ansamblu, du-te sus, 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 exact ca el și de acolo vei vedea clar unde ești și vei vedea clar ce anume trebuie să schimbi la viața ta. Clar, vorbim de vești sau cineva s-ar putea să ia legătura cu voi. Și să fie vorba despre a new love, așa, o iubire, așa cum am văzut, da, și avem și The Wanderer, este cartea nebunului și ne spune în felul următor, ceva nou, nouț apare în această lună sau poate deja a apărut, cine știe, și vă cere să aveți curaj, vă cere să aveți acea încredere în voi de a merge de pe un mal pe celălalt, pe acest curcubeu care este pus la dispoziția voastră de ghizii voștri, de lumea spiritului care vine să vă ajute. Bun. Haideți să vedem și din acestea micuțe și drăguțe, după care vom deschide cufărul să vedem ce se află acolo. Ia să vedem ce alte mesaje vor să vină către voi.
Dragii mei, cu numărul 3 și avem move. Mișcă-te! Mișcă, mișcă din buric! Mișcă, mișcă din buric! Poți să miști și din buric pentru că activează centrul energetic numărul 2 și face bine la sexualitate și abundență și creativitate. Și spune get up and get active, ridică-te și devină activ, încearcă exerciții ușoare, cum ar fi yoga, tai chi sau pilates. Sau aia cu buricul, de v-am zis-o eu, belly dance. Bun, hai să vedem ce altceva vrea să vă mai spună energia acestui cufăr. Ia să vedem ce avem. Time. Timpul. Timpul nu există. The universe is helping you. Universul te ajută. Uită-te după acele sincronicități în jurul tău. Vei vedea mesaje. Vei vedea mesaje și vei înțelege, dacă ești atent, bineînțeles, ce vor ele să-ți spună și ce mai avem. Teach. A preda. Este pentru unii dintre voi și îți spune că ai un dar minunat de a preda, de a lucra cu ceilalți. Te-ai gândit să predai sau poate să consiliezi, cine știe. A venit momentul magic, a venit momentul magic să deschidem cufărul vostru și vreau să vă arăt vouă prima dată. Sper să nu răstorn nimic pe aici, nu știu, se vede, se vede, se vede. Asta se află în cufărul vostru, haideți să vedem. Și avem un citrin. Citrinul care pentru mine vorbește despre abundență și tot am văzut acolo fulfillment, da? Împlinire, abundență și îndeplinirea dorințelor. S-ar putea să se rezolve așa toate și partea asta de abundență să vină în viața voastră dacă vă doriți să treceți prin acest proces de vindecare, dacă vă dați voie și aveți curajul să treceți peste acel curcubeu pe malul celălalt. Toate lucrurile alea frumoase se află on the other side of the fear, pe partea cealaltă a fricii. Haideți să vedem ce mai avem noi aici și vreau să încep cu literele. Hai să vedem, stați să adun literele una. Trebuie să le vărs, așa că nu mi-... Și o să punem literele aici și vi le arăt imediat. Și avem și trângălele, trângălele, le punem acolo și începem cu literele. Și avem în felul următor, pot fi inițialele voastre, pot fi inițialele persoanei cu care sunteți sau noi voastre iubiri. Și avem R, sau poate este un cuvânt de aici, cine știe. O, B, nu este niciun rob, robul lui Dumnezeu sau bor, ferească Sfântul. Așa, A și T. Astea sunt literele și vedeți voi cum rezonează cu voi. Sunt convinsă că veți găsi semnificația potrivită pentru voi. Vor veni mesajele potrivite pentru voi. Haideți să vedem, wow, câte bilețele. Avem bilețele pentru voi și avem în felul următor. Pe primul scrie mai târziu. Poate ceva trebuie făcut mai târziu. Forță. Curaj. Știi că e vorba aia, mai bine mai târziu decât niciodată? Poate unii dintre voi ați trecut pe lângă șansa unei iubiri frumoase și acum vi se mai dă o șansă și mai avem departe. Da, departe, dragii mei, s-ar putea să fie cineva care este la distanță de voi, cine știe, și poate va fi nevoie să călătoriți. Ia să vedem, drângănele, trâncănele, ce avem noi aici și avem una bucată Peace Brother, două... Una, două, deci cât de frumos. Și vorbim aici de pace, da? Că așa e simbolul păcii. Dar ce este foarte frumos este că una este aurie și una este argintie și avem energia masculină și energia feminină. Ia uite cât de frumos vin ele la unimune în această lună. Și pentru că avem acel divine physician, acel medic, vindecătorul, acela divin, îmi spune clar că momentul în care veți intra în uniune cu această persoană, da, vor ieși probabil niște treburi la suprafață și foarte bine că vorbim de vindecare, dar se va restabili acea pace, acel calm în interiorul vostru, așa cum l-am regăsit și eu acum. Da. Bun. Ce mai avem? Avem una bucată sirenă și poate sunteți voi în zodia Pești sau cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Pești sau poate această persoană este în Pești sau cine știe, poate stați, vă place apa, stați pe la mare sau cântați sau această persoană face ceva deosebit cu vocea ei, e ceva legat de voce. Și mai avem, Doamne, ce este asta? Da, dar ce drăguță este! Este o, cred că este o pisică, nu-mi dau seama că e foarte mică, care are o pălăriuță și are o chitară. Uite că iar ne ducem la sunet, da, avem sunetul din vocea sirenei și avem și sunetul din chitară. Poate vă place, poate unii dintre voi ați uitat niște pasiuni din copilăria voastră.
Și vine spiritul acum și vă readuce aminte sau vă roagă să vă readuceți aminte ce vă făcea plăcere. Poate vă plăcea să cântați la un instrument, poate vă plăcea să cântați cu vocea și așa mai departe. Ia, vedeți voi cum faceți să vă reapucați de treaba asta. Și mai avem tăgădâm, 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 este un căluț, vine tăgădâm, tăgădâm, dacă vă plac căluții e foarte bine și atunci un mesaj, clar, un semn că e un mesaj important pentru voi aici și căluțul vorbește despre acțiune, dar e o ființă nobilă, îmi place de nu mai pot și vorbește despre acțiune, take action, acționează, da, după ce ieși din acest proces de vindecare, acționează sau te poți vindeca chiar și în momentul în care tu te pui în mișcare, că tot ți-a spus move, da? Mișcă-te, în momentul în care te miști, tu schimbi niște energii din interiorul tău, de le forțezi să se miște, că ele au rămas stagnante acolo. Mișcă-te! Move, move, move! Dragii mei care ați ales cufărul cu numărul 3, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iunie. Dacă ați rezonat cu ce s-a întâmplat aici și ce s-a transmis pentru voi, nu uitați butonul de like, share și subscribe și eu vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Aștept comentariile voastre în secțiunea de coment, cum foarte bine știți, și până data viitoare când ne revedem la toate cele, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.